Din județul Sălaj trăiește de un an de zile o dramă cumplită. Băiatul lor a ajuns în comă după ce starea sa de sănătate s-a agravat tot mai mult, pentru că medicii nu l-au putut îngriji din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Copilul a fost pasat de la un spital la altul, a primit diagnostice diferite, iar părinții nu știu nici acum ce boală are sau cum să-i salveze viața. În plus, recent, băiatul a fost trimis acasă din centrul de îngrijiri în care se afla, pe motiv că sistemul sanitar se concentrează pe cazurile de coronavirus. Băiatul a început să se simtă rău în luna iunie a anului trecut. Prima dată medicii au spus că este vorba de o răceală, apoi l-au pasat de la un spital la altul, fără să știe nimeni exact diagnosticul. A fost internat pe rând la spitale din 3 orașe. S-a certat doctorii, nu știu să-l primească ori nu, mi-o trimis la Zalău cu salvarea. Și la Zalău nu le-a plăcut cum arată, cum își ține capul și o să-i facem un tomograf. Și o să copilul dumneavoastră are tumor. Și după aia... Și ne-a internat acolo și doamna, o doamnă doctor din sală, o să eu nu pot ține copilul ăsta și... Și o tăi insista la Cluj și până la urmă, la vreo două ore, mi-a trimis către Cluj. La Cluj-Napoca, copilul a primit alt diagnostic. Și a zis, nu, ce are până la urmă? Encefalită. Și în termen de 3 săptămâni s-o mai afla două boli. La pediatrie, 2, nu i-a dat nicio șansă la viață. S-a comportat foarte urât. Domnul doctor militaru a venit, i-a luat tensiunea, am zis, domnul doctor, ce ziceți? Ce să zic? Zice, copilul ăsta e gata. Și atunci am zis, ca mamă, eu sper într-o minune. Și atunci mi-a râs în față și a zis, mamă, știi ce vorbești? În perioada 5 iunie-17 iulie 2020 a fost internat în spitalul de copii un pacient transferat din spitalul Zalău cu neuroinfecție, respectiv meningoencefalită acută, a cărei consecințe ale acestei neuroinfecții au fost leziuni neurologice importante. În tot acest timp, părinții băiatului s-au chinuit să găsească un loc într-o altă clinică, inclusiv în capitală. Au fost refuzați pe rând din cauza restricțiilor. După mare forturi, au reușit să-l interneze la un centru de recuperare din Sibiu. Însă, din martie, medicii l-au trimis acasă în stare gravă. Au zis să-l aducem acasă, că așa o considera casa de sănătate, da, că se poate îngrija acasă. Am înțeles. Nu l-a mai putut ține acolo. Mama băiatului l-a îngrijit cum a putut. Ea singură i-a făcut injecții și a administrat diverse tratamente, însă familia nu își permite să-l ducă la o clinică privată. Ultimul set de analize au fost făcute în iulie anul trecut. Necazul este și mai mare pentru că primarul comunei Cristolz ar fi refuzat să le achite lunar indemnizația de handicap grav, spunând că abia are bani pentru salariile angajaților din primărie.